La Sibiu, mai multe instituții și-au dat mâna pentru combaterea evaziunii fiscale, a contrabandei și a spălării banilor. După un an de muncă asiduă, polițiștii, angajații de la VAMA, de la Garda Financiară și de la Finanțe, și-au prezentat primele rezultate. Marfă confiscată, sancțiuni peste sancțiuni și dosare penale. Reprezentanții instituțiilor de control recunosc însă că eforturile lor nu au rezolvat pe deplin problema. Evaziunea fiscală și contrabanda sunt două dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă țara noastră la ora actuală. În încercarea de a le combate, mai multe instituții sibiene și-au dat mâna și au încercat să îi prindă pe cei care încalcă legea. Este de-a dreptul surprinzătoare ingeniozitatea românilor când vine vorba despre modul în care au încercat să fenteze legea și să nu declare marfa pe care o vindeau sau să nu plătească taxe și impozite pentru ea. Vreau să vă reamintesc că inflația a fost de 2,4%. Valorile societăților declarate în primul trimestru comparativ cu anul trecut au avut o creștere de 4%. Nivelul încasat brut al bugetului general consolidat la nivelul județului Sibiu a fost de 11%. A trebuit să restituim TVA-ul solicitat de către societățile întrituite și avem o încasare de 10% mai mare. Această diferență, măcar de la 4% nivelul sau de la 2,4% inflație la 10%, o parte dintre aceste sume provin și din eradicarea sau reducerea evaziunii fiscale. Evaziunea fiscală, mi-am dat seama că vine din două laturi mari. TVA-ul și impozitul pe profit. TVA-ul cu accent deosebit în traficul sau în relațiile intracomunitare și de la persoanele fizice. Este vorba de tranzacțiile imobiliare persoanelor fizice. Până acum, la nivelul județului Sibiu, aproape 140 de milioane au fost descoperite sau sume atrase suplimentare în evidența persoanelor fizice. Și altă categorie este impozitul pe profit. Se manifestă în zona Sibiului pentru că foarte multe societăți mamă care au sediu în Europa au venit și au înființat aceste societăți fizice aici, produc de regulă bunuri, dar și servicii, pe care le transferă cu pierdere. Ceea ce pare puțin anormal, mai ales ținând seama că România are un impozit pe venit de 16%, cel mai mic în Europa este al Bulgariei de 10% și Irlanda are 12,5% impozitul pe profit. În combaterea evaziunii fiscale s-au implicat activ și cei de la Garda Financiară. Aceștia au luat la bani mărunți tot ceea ce se vinde, de la băuturi, bijuterii, cafea, carne, cereale, legume, fructe și până la mașini aduse în țară. Multitudinea obligațiilor pe care le impun legile fiscale contribuabililor a făcut să stimuleze ingeniozitatea acestora de a inventa diverse procedee de eludare a legilor fiscale. Consiliul Fiscal consideră că nivelul evaziunii fiscale este de 10%, adică de 13 miliarde de euro. Alte estimări sunt și mai pesimiste. În ceea ce privește TVA-ul, marea evaziune este favorizată de modul în care funcționează TVA, taxarea inversă la achizițiile intracomunitare și taxarea normală la tranzacțiile naționale. Acest mecanism permite intermediarilor să cumpere fără TVA dintr-o țară din Uniunea Europeană și să colecteze TVA la vânzare către un cumpărător român, intermediarul evazionist dispare cu sumele astfel colectate. În interesul diminuării acestui fenomen evazionist, pe acest segment, începând din 15-a, a fost emis ordinul 406 al președintelui ANAF, privind monitorizarea transporturilor de bunuri provenind din țările membre UE de către personalul Gărzii Financiare. Ordinul stabilește și procedurile privind monitorizarea transporturilor de bunuri din țări membre ale Uniunii Europene. Transporturile monitorizate sunt cele cu bunuri cu risc fiscal ridicat, bunuri care sunt stabilite conform deciziei Comisarului General al Gărzii Financiare. Categoriile de bunuri cu risc fiscal ridicat sunt alcool etilic, autoturisme și piese și accesorii, băuturi fermentate altele decât bere și vinuri, bere, bijuterii, aur și platină, cu excepția berghetelor, cafeaua, carnea produsă din carne și ouă, cereale, făină, ciment, cărămidă, țiclă, beton, flori, legume, fructe, mașini, utilaje și instalații pentru producerea de produse din tutun și țigarete consumabile pentru industria tutunului, mașini, utilaje, instalații pentru producerea de alcool și băuturi alcoolice, mașini, utilaje, instalații pentru jocuri de noroc mecanice și electronice, produse alimentare, conserve,
produse de parfumerie, produse energetice accizate, produse energetice neaccizate, produse intermediare, tutun prelucrat, vinuri, zahăr. Nici Vame și Sibien nu au avut liniște în ultimul an și jumătate. Aceștia au avut de luptat cu cei care fraudau statul în diferite modalități. S-a acționat pe linia combaterii contrabandei și a fraudei vamale, dar și pe linia încălcării legislației vamale în domeniul produselor accizabile. Cei care au fost prinși încălcând legea s-au ales cu dosare penale. La începutul anului se afla în evidența noastră un număr de 250 de dosare penale pe linie de evaziune fiscală, contrabandă și spălare de bani. Au fost înregistrate în această perioadă 72 de dosare penale, din care 66 pe evaziune fiscală, 4 pe linie de contrabandă și 2 pe spălare de bani. În această perioadă, scursă de la începutul anului, s-a dispus începerea urmării penale în 58 de dosare penale. Au fost soluționate 99 de dosare pe din care 80 pe linie de evaziune fiscală, 6 pe contrabandă și 2 pe spălare de bani. Tot în această perioadă au fost declinate un număr de 39 de dosare de evaziune fiscală, contrabandă și spălare de bani. La începutul anului, de asemenea, printre cele 250 de dosare, se aflau în lucru 34 de dosare penale complexe, ceea ce presupune un prejudiciu deosebit, toate pe linie de evaziune fiscală. S-au înregistrat în această perioadă 7 dosare, iar 6 au fost soluționate cu propunere de trimitere în judecată a inculpaților. Problema evaziunii fiscale este, din păcate, departe de a fi rezolvată.